Bună ziua! Sunteți la podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godean. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul regizor Gelu Badea. Bună ziua, domnule Badea! Bună ziua! Publicul din Târgu Jiu vă cunoaște prin prisma spectacolelor pe care le-ați montat de-a lungul timpului la teatrul nostru. Însă, cred că nu a avut ocazia niciodată să vă cunoască dincolo de creația dumneavoastră artistică. Domnule Gelu Badea, ce ar trebui sau ce credeți că ar fi important ca spectatorii noștri să știe despre dumneavoastră, dincolo de spectacolele pe care le-ați montat în teatrul nostru? Asta e o întrebare, cred eu, complicată. Eu cred că n-ar trebui să știe nimic despre niciun artist, un cuvânt pretențios, despre niciunul dintre cei care lucrăm în teatru nu ar trebui să știe ceva suplimentar. Ar trebui ceea ce lucrează să vorbească pentru artist. Dar, într-adevăr, știu eu, dacă mă mai cunoaște cineva la Târgu Jiu, am montat în teatru din Târgu Jiu, însă ultimul spectacol montat a fost acum 18 ani. Atât de mult a trecut? A trecut atât de mult pentru că fiul meu are deja 18 ani și el atunci se năștea când eu am făcut ultimul spectacol la Târgu Jiu. Care a fost ultimul spectacol la Târgu Jiu? Cred că ultima oară la Târgu Jiu am făcut ca și acum două spectacole în același timp. Am făcut Paiațe cu Ion Stoica și cu Valeriu Bâzu și am făcut Antigona. Antigona, în care am jucat și eu. Da. Euridice, nu? Euridice, da. Da. Cred, sunt sigur că ar trebui să mai știe spectatorii din Târgu Jiu că mi-am dorit de multe ori să revin. Am avut discuții cu oameni care au condus teatrul în acești 18 ani și au fost discuții care nu s-au finalizat cu montarea. Știu că atunci când ați venit prima oară în teatrul nostru, încă nu ne mutasem în sediul acesta, funcționam în Casa de Cultură, eu mi-aduc aminte perfect, ați venit să vă cunoașteți viitorii studenți. Și a fost programat special pentru dumneavoastră să puteți viziona un spectacol în care să vă cunoașteți viitorii studenți. Era vorba despre Capul lui Moțoc, jucam și eu în acel spectacol și parcă vă văd cum stăteați în Casa de Cultură, spectator singur și noi care ne străduiam să plecați de acolo cu o impresie cât mai bună despre trupa noastră și despre viitorii dumneavoastră studenți. Da. Care a fost impresia dumneavoastră atunci despre ce ați văzut așa per ansamblu? În primul rând trebuie să spun că era un act pe care nu-l meritam. Să stau eu să văd un spectacol care se juca pentru că trebuia eu să văd niște actori despre care pot să spun că venind după aceea și fiind studenți la Cluj am cunoscut foarte bine, am cunoscut după aceea bine. În ce an era? Mă scuzați. Ei au început școala în anul 2000. Au terminat în anul 2005. Cred că în 2000 primăvară, așa, era, cred. Deci au venit la școală, cred că 8 actori ai acestui teatru. Uh-huh. Atunci am avut
Da, trebuie să recunosc că eu am avut această inițiativă, vorbind cu directorul de departament din acel moment, profesorul Ion Vardic, să înființăm o clasă de actorie pentru actorii care au vechime în teatru, dar care n-au studii. Uh-huh. Și profesorul Vardic a zis să fac hârtiile, să fac documentele, să anunțăm rectoratul că vrem așa ceva și dacă ni se aprobă, bine, dacă nu, nu. Ni s-a aprobat și, într-adevăr, ei au lucrat, au făcut școala la taxă. Uh-huh. Ei au plătit 5 ani pentru că erau 4 ani, era 4 ani atunci învățământul de actorie, s-a făcut, pentru că era la distanță considerat, s-a adăugat un an. Dar în 2005, din cei 64 de studenți care au început acea clasă, din toată România, au absolvit, cred că, vreo 40. După aceea au mai fost două clase de acest fel. Să revin, mie mi s-a părut că orașul ăsta merită un teatru. Dumnezeule, eu am mai spus-o, acest oraș are cele mai importante opere ale lui Constantin Brâncuș, sunt opere care nu pot fi evaluate, în opinia mea. Probabil că cineva le poate evalua, dar în opinia mea nu pot fi evaluate aceste opere și întotdeauna m-am gândit, chiar vorbeam la un moment dat în anii aia cu domnul Cepoi, domnule, de ce nu e plin Târgu Jiul de japonezi, din 1 mai până în 30 septembrie, japonezi care să aducă plus de recunoaștere a acestui oraș, tocmai plecând de la aceste opere. Dar, revin, cred că orașul merita un teatru, merita un sediu și cred că acei actori care atunci erau în teatru meritau să fie actori recunoscuți. Ei sunt în acest moment actori recunoscuți. Unii dintre ei au făcut film, unii dintre ei... Ionut Stoica. Ionut Stoica a făcut chiar mult film, putem spune. Sigur, n-a făcut un rol, nu știu, foarte mare sau ca importanță într-un film, dar Ionut Stoica a fost un actor căutat de film. Așa este. Da, el a fost un actor căutat. O să mai povestesc ceva despre el pentru că am acest regret că nu l-am mai întâlnit pe Ion. Nu, a lucrat în Polițist Adjectiv, da. Și a avut lansarea și la Cluj și conducerea școlii a fost la acea lansare, dar cel mai frumos a fost când el era undeva la Sarajevo sau la Zagreb sau undeva aici lângă noi și mi-a dat telefon de acolo, de pe covorul roșu. Ce frumos! Da, am fost impresionat. Și când a luat castingul, mi-a dat telefon că a luat castingul și că și-a adus aminte în timp ce dădea castingul de indicații de ale mele. Repet, nu, meritam eu să fiu în acest fel gratulat. Am vorbit despre școală, dar poate că oamenii nu știu că dumneavoastră sunteți profesor la Catedra de Regie și scoateți în fiecare an, de fapt la 3 ani, da, regizori tineri, unii dintre ei fiind foarte cunoscuți acum. Da. Să devoalăm acest fapt. E adevărat, prima dată regia s-a studiat 3 ani, a existat o etapă cu 4 ani și după aceea s-a trecut în virtutea aderării la regulile Bologna la 3 ani. În acest moment însă se studiază tot 4 ani, ceea ce este un lucru foarte bun. De aici, din Târgu Jiu, am avut câțiva studenți eu. Este actor al teatrului, se anume actorul Radu Tudosie, care a fost studentul meu, l-am cunoscut când era actor la Petroșani și așa a venit la școală. E foarte important pentru că probabil lumea nu știe atât de mult și atât de bine că el a fost nominalizat la premiile UNITER pentru debut
categoria debut, pentru regia unui spectacol făcut la Petroșani. Și care montează acum în octombrie, va intra în repetiții. Și care a montat un aici, proiect mare. Da, și intră cu un proiect mare. Și care a lucrat, este un regizor care lucrează, care a lucrat în luna martie într-un teatru de la Chișinău și care a lucrat și la Iași și care a lucrat la Petroșani și să sperăm că va mai avea norocul să lucreze. Deci iată că teatru de la Târgu Jiu poate să se mândrească cu ceea ce eu propusesem altor teatre să realizeze un program care se numește Generații, adică să vină un profesor de regie și studenți de lui din generații diferite care să realizeze stagiul. Eu n-am știut de asta, pur și simplu. Doresc să ofer tinerilor șansa să monteze. Sunt în toamna asta, pe 1 octombrie, vor fi 25 de ani de când predau la Facultatea de Teatru și Film de la Cluj, timp în care am condus 7, da, păi nu mai am decât 10, asta va fi, timp în care am condus 7 generații de regizori. Ce ați montat la Târgu Jiu de-a lungul timpului? Aici am montat în acel moment un important critic și istoric de teatru din România spunea că este cea mai bună piesă care fusese scrisă în acel moment, în ultimii 20 de ani. Am montat Victorie de Howard Barker, o piesă foarte, foarte incitantă. Am montat Antigona, am montat Paiațe și nu mai știu. Am montat un Molière. Și domnjoanul lui Molière, în care juca Valer de la Chieza. Valer de la Chieza, din câte știu eu, a jucat în mai multe spectacole aici. A fost întâlnirea cu Valer de la Chieza, a fost o întâlnire cu totul specială. Întâlnire care mi-a permis în timp să-l invit și la Teatrul de Artă de la Deva, când am făcut un spectacol acolo, să joace rolul principal. Pentru că ați amintit de domnul Valer de la Chieza, că a jucat în mai multe spectacole în teatrul nostru și am avut și eu ocazia să joc lângă dumnealui în câteva dintre aceste spectacole. Dânsul a jucat și în Dale Carnavalului, într-o altă montare. Dumneavoastră montați acum la noi Dale Carnavalului. Este spectacolul aniversar, da, dedicat celor 30 de ani de la înființarea teatrului. Este spectacolul cu care acest teatru și-a deschis ușile în primul an de înființare către public. Eu v-am făcut această invitație gândindu-mă că ați contribuit la clădirea acestui teatru prin faptul că ați fost mentorul și profesorul a 8 actori, nu? Acestei trupe. La vremea respectivă noi eram oricum o trupă mult mai restrânsă. Mai mult de o treime dintre actorii de la vremea aceea au fost studenții dumneavoastră. Și m-am gândit că ați fi, sigur, nu numai din punctul acesta de vedere, dar m-am gândit că ați fi omul potrivit, regizorul potrivit, și n-am spus întâmplător, omul potrivit, pentru montarea acestui spectacol. Ce, dacă nu aș vrea să ne spuneți mult, să ne dezvăluiți mult, dar la ce să ne așteptăm în această montare? Pentru că nu e o montare clasică. Da. Vreau să spun din start că fără să perii eu pe cineva, că m-am bucurat foarte mult când am primit invitația să montez, pentru că într-adevăr a fost o invitație să montez și să montez Dale Carnavalului. Eu sper că acest spectacol Dale Carnavalului este un spectacol cu care se deschid următorii 30 de ani de existență ai teatrului de la Târgu Jiu.
Într-adevăr, nu este o montare clasică. Și asta prin ceea ce își dorește spectacolul să transmită în primul rând ca energie. Nu are rost să spunem noi aici că există o modernitate a modului în care s-a construit spațiul, nu vorbim despre un decor, de o anumită estetică în care plecând de la acest spațiu se vor construi luminile, în care eclerajul va contura volumele din spectacol sau în modul în care s-au construit efectiv personajele. Dincolo de cele câteva idei, să zicem, care reprezintă o noutate poate chiar și regizorală, dar măcar la nivel de idei. Cel mai important însă, cred că cel mai important fapt pe care îl realizează acest spectacol este că încearcă să unească ceea ce întotdeauna există într-un teatru. O așa zisă trupă veche cu o așa zisă trupă nouă. Este extraordinar că la Târgu Jiu tinerii încep să fie jumătate plus unu. Pentru că numai așa se va putea face pasul mai departe. Și asta m-a determinat să gândesc într-un anumit fel spectacolul, și anume să servim planul actoricesc, nu altceva. Vreau să mai spun că la acest spectacol colaborez cu un compozitor care a făcut o muzică originală deosebită, un coleg de-al meu de la universitate, care este lector la universitate și care predă în spațiul acesta al muzicii de spectacol și care lucrează la Opera Maghiară din Cluj, și că spațiul sonor pe care îl vom contura plecând de la ce propune el va fi cu totul și cu totul nou. Acestui spațiu sonor însă îi se adaugă și întâmplarea, pentru că venind aici am găsit am găsit o domnișoară care a terminat conservatorul și un masterat la Craiova și actoria la Constanța și care a compus pentru Dale un încântător, nici nu știu cum să-i zic, că nu-i cântec. A compus o parte din spațiul sonor plecând de la versurile lui Caragiale. N-aș vrea să spun mai mult, pentru că ar trebui să vină lumea să vadă spectacolul. Dar trebuie subliniat că Oana Marinescu a compus și muzica pentru celălalt spectacol pe care l-am montat eu. Că dumneavoastră ați făcut cadou teatrului și actorilor și publicului în perioada asta în care ați repetat la Dale. Ați mai repetat încă un spectacol, e vorba despre Singurătatea Pietrelor, pro bono. Da. Da, e important să spunem lucrul acesta. Este vorba de textul domnului Flavius Lucăcel. Primul pentru cea mai bună piesă a anului, care se acordă în cadrul premiilor Gale Unite. Și este un spectacol emoționant. Sunt spectatori care reușesc cu greu să-și stăpânească emoțiile pe parcursul spectacolului. Am văzut, spectacolul a fost și la Târgu Mureș, s-a jucat la Teatrul Național și la Teatrul Național în Craiova. Noi am
și luat câteva interviuri după spectacol și, într-adevăr, oamenii sunt tulburați. Pentru că este o... ne propune un subiect pe care, din păcate, îl întâlnim, poate îl și trăim mulți dintre noi, și îl conștientizăm deloc sau de foarte puțin. Și este un spectacol care te lasă cu niște gânduri, da, te pune în situația de a reflecta asupra relației interumane și de familie și pe mai multe planuri. Și cred că reușește să schimbe ceva în atitudinea noastră vis-a-vis de noi și vis-a-vis de ceilalți. Da, vreau să subliniez că am primit invitația să fac Dale și imediat după aceea am zis, sigur, fac Dale, dar uite, mai trimit un text pe care îl fac și îl țin neapărat să-l fac. Și în seara aia am primit un mesaj înapoi în care mi se spunea, îl citesc foarte greu, am un nod în gât, e foarte tulburător, e un text tulburător. Este un text tulburător, eu țin de foarte multă vreme să-l fac și iată că am reușit să-l facem. M-aș bucura să aibă viață spectacolul. Sunt sigură că va avea viață, de altfel este spectacolul cu care noi deschidem stagiunea, Singurătatea pietrelor. Da. Și va fi un spectacol care își va alege publicul, eu așa spun. Da. Vreau să vă întreb la ce v-ați gândit când... De ce ați ținut neapărat să-l montați? Sigur că textul are trei personaje, un tată, o mamă și un copil. Și dacă citești textul, îți dai seama că acel copil este un copil care are niște probleme pe care le putem califica în zona spectrului autist. Acum, eu nu vreau să fac un spectacol social despre problematica aceasta, copii autiști pe care îi ajutăm sau nu îi ajutăm destul, noi, societatea noastră, pe care îi ajută foarte mult părinții lor, pe care îi ajută câteva organizații extraordinare care luptă pentru ei. Pentru mine a fost foarte important ce era în spatele acestui triunghi, acestor relații care se conturează acolo, copil, tată, mamă, mamă, tată, copil, mamă, copil, tată, da? Și anume un fapt care se petrece tot mai des în ziua de azi. Și anume disoluția cuplului. Eu asta am încercat să transmit prin spectacolul Singurătatea pietrelor. Să trag un semnal de alarmă cu privire la ceea ce pierdem dacă nu suntem atenți unii la alții. Unde ați copilării, domnule? E o poveste așa, cred că, pe care au mulți oameni. Ei mei erau studenți când m-am născut eu și erau studenți la Cluj. Tata a terminat facultatea și a fost repartizat la Filiaș. El era procuror la Filiaș și maica mea a mai rămas un an la Cluj, era studentă la litere. Povestea așa este că însărcinată mama fiind a venit să-l vadă pe tata la post și acolo ajungând unde era cazat tata a simțit în spatele ei o prezență și când s-a întors era un câine lup și a apărut un soi de ce avea pe atunci aveau procurorii o pază, ceva și a zis bine că n-a spus mâna pe clanță, doamnă, că sărea. Domnul procuror e la un accident undeva pe un deal și au dus-o pe mama acolo unde într-adevăr un tractor se rostogolise și omorâse pe cineva și
Mama l-a văzut pe acel tractorist pus pe o ușă de grajd și tata se învârtea în jurul lui cu medicul legist să vadă ce s-a întâmplat. Și când a ajuns la Cluj, sub impresia asta, mama a trebuit să nască și m-am născut eu. Am copilărit, după aceea am fost luat foarte repede de bunicii de la Sibiu, la 5 zile după ce m-am născut. M-a luat bunica de la Sibiu și am stat la Sibiu până la 7 ani. Cu bunicii? Cu bunicii de la Sibiu, da. Bunicul a fost ofițer și bunica era casnică. Bunicii mei de la Sibiu sunt olteni curați, unul din Dol și unul din Mehedinți. Dar bunica mea ajungând la Sibiu și dând de gaz la bucătărie, n-am mai vrut să plece cu ofițerul Badea nicăieri, deși bunicul a mai plecat după aceea niște garnizoane în țară. De-aia a rămas la Sibiu pentru că n-am mai vrut să spargă lemne. Și am stat după aceea 8 ani la Aiud, unde erau ai mei, vorba aia, repartizați, unde tata a venit după aceea jurist consult și mama a fost profesoară și de la 14 ani am plecat la Cluj. Ce a însemnat faptul că ați crescut cu bunicii mai mult, momentul în care v-ați dus în familie, în sânul familiei? A, bine, plecând de la cine sunt ăștia doi, sau faptul că îi tutuiam pe tata și pe mama, nu le ziceam tată, mamă, le ziceam pe numele lor, până la o incapacitate de adaptare cu ei, pentru că și eu și sora cea mare am copilărit la Sibiu și am venit doar când am început școala primară la ei stând cu sora noastră cea mică. Dovadă că în timp sora cea mică a rămas acolo și noi ceilalți doi am avut puterea asta să ne rupem, să plecăm. Eu am stat 8 ani, să zic așa, foarte mult cu ai mei, după care am plecat la Cluj, la liceu și m-am dezvoltat așa. De pe la 14, între a 9-a, am plecat la Cluj și de atunci sunt numai la Cluj. Dar ceea ce am prins de la, în special de la bunica, această conspirație a mamelor și a soțiilor și bunicilor, băieții crescuți de soții și de bunici devin într-un anumit fel. Eu cred că de la bunica am căpătat o sensibilitate crescută pe care de fapt o avea și tata cu liceul la Frații Buzești la Craiova și a fost în clasă cu actorul Tudor Gheorghe la liceu, cu actorul Nicolae Iliescu, care a fost la Cluj la Național și după aceea a ajuns la Teatru Mic și mai trăiește Nae Iliescu, cu actorul Cornel Popescu, care a fost actor la Național la Târgu Mureș și profesor la Târgu Mureș, cu actorul Dan Turbatu, care a fost actor la Reșița, Sibiu și Sfântul Gheorghe și el însuși dând admitere la un ATC, luând probele eliminatorii, dar bunicul nelăsându-l să se facă paiață. Sensibilitatea cred că am luat-o și marea libertate pe care mi-a oferit-o bunicul. Bunicul știe, a apucat să vadă că faceți regie? Bunicul, da. Și ce a spus? În sensul că a apucat să vadă că am terminat școala, că am fost angajat la universitate și la câteva zile după ce, da, vor fi 25 de ani acum de când a murit bunicul, la câteva zile după ce m-am angajat, bunicul a murit în 3, în 5 octombrie, nu mai știu, acum 25 de ani. Ce să zic, că el care îi spusese tatălui meu nu avem nevoie de paiațe în familie, nu avea cum pe mine să mă oprească. Și cred că a fost resemnat bunicul. Voia să mă fac popă. Bunicul voia să mă fac popă, avea el acolo o teorie că e mai bine să te faci popă. N-a văzut niciun spectacol? Nu. Nu. Pentru că de acolo încolo, din 98 până azi, am făcut toate spectacolele, ori el moare în 98, chiar înainte să... Nu. Și cred că nici nu ar fi venit să vadă. Cred că n-ar fi venit nici dacă eram dacă făceam un spectacol la Sibiu, unde a locuit până în ultima clipă. Nu ar fi venit. Cu
Cum e lucru cu echipa teatrului nostru? Am spus echipă pentru că nu mă refer doar la artiști. Eu am un răspuns la asta întotdeauna. E ca la teatru. Adică sunt foarte multe chestiuni cunoscute care devin dintr-o dată necunoscute. Din păcate, eu așa cred că în tot teatrul românesc se pierde ceva prin lipsa profesionalizării corpului tehnic. Din nefericire, corpurile tehnice, dar în toate teatrele din România, spre deosebire, de exemplu, de Basarabia, de Moldova, de dincolo de Prut, nu avem o școală care să pregătească corp tehnic. Nu lucrez cu Gabriel Hârjabă, cu care am lucrat și acum 20 de ani, da? Acum 18 ani și 20 de ani. Și doar norocul că el e un autodidact, l-a făcut un om care știe să pună lumini, știe să răspundă cerințelor pe care le are un regizor, nu neapărat eu, un regizor. Doar acest noroc face ca teatrul să poată să aibă colaborator astăzi. Dar nu există o școală din care să iasă un om care să facă sunet, un om care să facă lumini, un om care să conducă un spectacol tehnic, adică ceea ce numim regizorul tehnic sau de culise sau cum vrem noi să îi spunem. Astea sunt chestiuni care ar trebui să le rezolve cineva, dar noi zicem mereu să rezolve cineva. De fapt, trebuie să pună mâna, nu știu, eu cred că o universitate ar trebui să ia și să facă niște cursuri nu post-universitar, că nu poți să scoți un regizor tehnic la post-universitar, dar să oferi niște cursuri de pregătire, plecând și cu o zonă teoretică în spațiul plastic, teatral. Poate școlile profesionale sau cursuri. E o pregătire total specială, știm foarte bine. Da. E și prea... cu atât mai mult în provincie găsești. Eu știu că vă confruntați în acest moment cu mari probleme teatrul de aici. Dar să ne gândim cine se duce să facă lumini la teatrul, fără să jignesc teatrul ăla de la Bârlad, pe 1700 de lei. Nimeni. Și după aceea acolo, nu numai asta, să vină de dimineață, să repete de la 10 la 2, să plece acasă până la 6 și pe aia de la 6 să repete iară până la 10, dacă nu cumva până la 12 noaptea. Toată lumea zice, stai un pic, cum adică să lucrez atâta? Multă vreme, părinții noștri, celor care lucrăm în teatru, au spus, păi ce serviciu e ăla că tu ești la serviciu toată ziua? Ce e aia? Păi nu e de 8 ore. Nu e de 8 ore. La teatru, alea 8 ore sunt altcumva. Nu știu dacă e important, dar când a venit noul rector la universitate, profesorul Daniel David, și dânsuși a pus întrebarea, bun, ce, pentru că legea zice 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, deci 160 sau 168 de ore pe lună, dacă tu care ești conferențiar ai 8 ore pe săptămână. Atâta are un, da. Un profesor universitar are 7. Deci faci într-o lună 30 de ore, da? Ori 10 luni faci 300, păi restul până la 1600 unde. Și atunci a fost conceput un amplu plan de pregătire profesională și didactică în care noi ne proiectăm aceste 1600 de ore. În afară de ce avem orele față în față cu studenții, avem un plan precis cu articole, cu realizare de spectacole, cu cărți scrise, cu ateliere pe care le conducem sau la care mergem să ne perfecționăm noi, cu tot felul de chestiuni pe care le suntem obligați să le facem și nu că obligați, la care ne obligăm. Și după aceea, în anul următor, când faci raportarea activității, ai făcut sau n-ai făcut. Și atunci pot să existe consecințe. Aș vrea să revin însă la trupă. Eu cred că e foarte
important să se realizeze amestecul între generații și să e foarte important să existe actorii care să constituie modele. Pentru că atunci când ești tânăr, totuși trebuie să te uiți la cineva. Ăsta e motivul pentru care sunt foarte bucuros când există în teatre actori în vârstă. Pe o plajă destul de largă am întâlnit în teatre și actori care aveau 80 de ani, nu? Rebenjuc joacă acum la peste 90 de ani și este un reper în teatru în care se află, dar iată că pentru mulți alții din jurul lui. Și cred că asta e un lucru bun pe care îl face managementul teatrului de aici. Strădania asta de a împleti energiile generațiilor. Așa am observat cel puțin din proiectele propuse și care s-au realizat până acum și care se vor realiza mai departe. După cum e foarte important să ai posibilitatea să primești actori și artiști din altă parte, după cum e foarte important să deschizi teatru altor teatre și până la urmă cred că cel mai important este ceva, am mai spus în interviuri și tot o spun având convingerea că până la urmă va ajunge, va picura în urechea tuturor. Teatrul este al comunității care îl susține și acea comunitate are responsabilitatea lui. Comunitatea îl susține, are pretenții de la el, dar are și responsabilitatea să nu-l vateme, să nu-l altereze, să-l protejeze. E poate prețios spus, dar dacă stăm să ne gândim, până la urmă toată comunitatea ar trebui să participe la aceste acte. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Așa gândesc și eu. Și aniversarea asta care se apropie de noi, 30 de ani aniversăm anul acesta de la deschiderea Teatrului în Târgu Jiu, tot ce am gândit și modul în care am construit evenimentele și m-am gândit că de fapt teatrul din Târgu Jiu și nu numai din Târgu Jiu există și existența lui se datorează comunității. Sigur că sunt importanți toți factorii implicați, artiștii, corpul tehnic, administrativ, decidenții politici, managerul, însă cred că publicul, comunitatea poate că are partea cea mai importantă în existența unui teatru. Și publicul din Târgu Jiu e un public foarte bun, pentru că teatrul din Târgu Jiu a trecut prin perioade dificile, a fost ținta diverselor atacuri mediatice. Indiferent de ce s-a întâmplat, ce s-a spus, mai mult sau mai puțin adevărul, publicul a umplut sălile teatrului. Fără el, teatrul acesta nu ar fi existat. De aceea, aniversarea asta de 30 de ani este dedicată publicului și comunității din Târgu Jiu și am gândit ca aniversarea să se întâmple și să celebrăm în stradă împreună cu comunitatea. Mi-aduc aminte în 93 când s-a înființat teatru, eu eram studentă la București și am venit în vacanța de iarnă la părinți și am venit la un spectacol.
ții minte și ce se juca în Casa de Cultură a 12-a noapte. Am doi spectatori într-o sală de 600 de locuri, iar actorii au susținut un spectacol, cred că avea 2 ore și, într-un frig cumplit, mai frig ca afară. Și așa, da, așa s-a construit teatru, pe de o parte cu actorii de pe scenă și pe de o parte cu oamenii, cu publicul care veneau în orice condiții, veneau la teatru. Da. Pot să spun că am plecat de la 2 sau de la un spectator, da, 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 și a ajuns la câteva mii, ceea ce e o performanță. Ceea ce este un lucru extraordinar. Ăsta este motivul pentru care consider eu că trebuie lucrat în fiecare moment în sensul în care publicul trebuie să fie alături de teatru. Urmează ca pe 6 să deschidem stadiunea, pe 6 septembrie, cu Singurătatea Pietrelor, și pe 29 septembrie să fie gala zilelor Elvira Godeanu, cu premiera spectacolului Dale Carnavalului, în regia dumneavoastră, ambele spectacole. V-ați gândit, o să mai veniți să mă uitați? Păi acum... Acum cunoașteți, după 18 ani, ați reîntâlnit trupa, echipa tehnică, administrativă, da, sunteți de al casei oarecum. Da. Mai aveți curaj? Da, s-ar putea, există mai multe texte din opera lui Strindberg, de care sunt apropiat, sau Shakespeare, dar dacă până la urmă se va accepta colaborarea cu Bogdan Jolt, trebuie să vedem să-l punem acolo unde trebuie și să aducem trupa în jurul lui, pentru că va fi un mare câștig pentru trupă, important pentru trupă, să-l vadă la lucru și să stea de vorbă cu el și să asculte ce spune Bogdan Jolt și să Bogdan fie Jolt e un mare actor, e clar unul dintre cei mai buni actori din România, poate și la nivel european. Și la nivel european, da. Da, e fantastic. E un actor fantastic și ar fi pentru noi o onoare, un câștig din punct de vedere profesional. Da. Și-ar ridica foarte mult trupa. Ar fi un curs intensiv. Da. De dezvoltare pentru actori, da. Un lucru extraordinar. Și nu numai, și nu numai. Da. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să facem proiectul în stagiunea următoare. Trebuie să aibă viață spectacolele și cele la care am contribuit eu și toate celelalte, pentru că s-a muncit în perioada asta când în sală nu s-a putut intra, s-au făcut enorm. Spectacole au fost spectacole, deplasări, noi am jucat, deși publicul din Târgu Jiu nu știe, dar noi am jucat foarte mult în deplasări, în Gorj și nu numai, da. Chiar am făcut eforturi și am repetat aproape fără pauză, inclusiv în vară. Da. Noi am avut repetiții și au ieșit multe, multe spectacole care... O parte din ele vor fi programate în zilele Elvira Godeanu, da, care începe 20 și... O să fie și teatre invitate și câteva orchestre importante din România. O să fie 10 zile de evenimente pline. Pe care comunitatea și le oferă. Da, da, așa este. Mie îmi place ideea asta. Așa este. Evident, comunitatea. Să avem noroc, să avem o vreme favorabilă, da, pentru că sunt gândite spectacole și în exteriorul teatrului. Da. Tocmai în ideea că noi avem o sală micuță cu 200 de locuri, nu putem aduce mare
marea parte a comunității care își dorește să vadă spectacole în sală, și atunci vor fi spectacole care se vor desfășura în sala de teatru, pentru că nu pot fi adaptate pentru exterior, nu? Da. Dar sunt invitate și teatre și spectacole care vor avea loc. Ar fi bine să nu piardă liberă. Evenimentele astea. Să nu le piardă, pentru că sunt artiști importanți, da, care vin, dar să ne ajute și vremea, un lucru foarte important, să putem să ne desfășurăm pe două planuri evenimentele artistice dedicate comunității, și așteptăm pe 29 la gala noastră, la gala lor, la aniversarea noastră a tuturor, da, 30 de ani și mulți, mulți alții, pentru că până la urmă pentru un teatru 30 de ani, o vârstă tânără, de-abia acum începe maturitatea, nu? Da. Unui teatru, și a trecut, a copilărit, a fost în adolescență și acum intră în maturitate. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Badan, nu numai pentru faptul că ați acceptat să conversăm puțin astăzi acum, ci pentru faptul că ați răspuns afirmativ invitației mele imediat la preluarea mandatului și practic ați venit în același timp cu mine în instituția aceasta, și că ați trecut împreună cu mine, fără voia dumneavoastră, printr-o perioadă de început mai grea, mai dificilă, din foarte multe puncte de vedere, că nu mi-a spus, dragă Mariana, eu plec, și ați acceptat cu multă delicatețe condițiile interne și externe teatrului de lucru, care n-au fost niște condiții optime pentru a crea un spectacol de teatru. Eu trebuie să vă mulțumesc vouă, pentru că până la urmă mie îmi place să fiu la teatru. Eu asta fac teatru. Mulțumesc încă o dată și spor la lucru. Mulțumim. Inspirație multă. Mulțumesc.